A început să le plouă din tavan. Locuitorii blocului cu 9 etaje de pe strada Suceava 11 din Bălți s-au trezit cu apartamentele inundate în urma ploilor abundente din ultimele zile. Oamenii spun că acoperișul, dar și sistemul de evacuare a apelor pluviale este defect. Din cauza inundațiilor, Raisa Daniliuc va fi nevoită să-și facă din nou reparație în apartament. În această lună este deja a doua oară când îi plouă în locuință. Podul svedi și curșet strașnic, strașnic. Și ia ca, uitați-vă, ia uitați-vă, cum s-a umflat. S-a umflat podeaua. Și e îmblă sub picioare, dacă nu v-ați trebuit observați, e îmblă sub picioare. Eu asta trebuie, da, și n-am avut două zile energie electrică de atâta că o ars provodca, cum și o ars provodul. Podeaua și podul noi trebuie să-l schimbăm. Deși s-a adresat către administrația Asociației Locatarilor, problema femeii așa și nu a fost soluționată. Început din anul 15, asta de acum e a treia oară, când eu scriu cereri de a repara acoperișul. A treia oară de acum. Avem înscris, înregistrate la președintele asociației și am copii și la mine. Nu s-a făcut încă nimic. Când îi propui că ia că trebuie reparat acoperișul, spune, tu ce repară pe bani cum? Bani pe contul propriu. Locatarii etajelor superioare spun că s-au trezit la miez de noapte pentru a strânge apa din apartamente. Cum problemă, ultima problemă a fost, eu la ora 1 de noapte, când fulgera și până, până la genunchi în apă, am pe acoperiș ca să desfund țeava de scurge. Unii au obosit să tot aștepte și și-au reparat acoperișul cu forțele proprii. Problema însă nu a fost soluționată definitiv. Ultimele trei luni, aproximativ a doua oară de acum inundație. Referitor de acoperiș, locatarii tot au strâns bani, au, din buzunarul lor au reparat acoperișul, însă care ies pe acoperiș cu internetul, cu încălzirea apartamentelor, nimeni nu verifică, lasă gunoaie după dânsul, crăpat acoperișul, nimeni nu ia nicio măsură după asta. Lunar, locatarii de aici achită asociației câte 60 de lei. Sunt gata să plătească mai mult doar pentru ca acoperișul să fie reparat capital. Am făcut din bani proprii acoperișul, dar da, aceasta a fost s-a inundat oricum și la noi. Pentru că apa s-a ridicat foarte tare în partea cealaltă și a trecut și în partea asta și a curs foarte tare și la dumneavoastră. Dumneavoastră nu reușă cu doi copii mici să strângă apa din casă. Orice ploaie aici curge permanent ca la duș. Blocul locativ de pe strada Suceava 11 a trecut la întreținerea Asociației Locative din anul 2013. Oamenii spun că în tot acest timp președinta nu a întreprins nimic pentru binele locatarilor. Noi avem asociații care nu face nimic. Suntem singura casă care nu se face absolut nimic. Noi am vorbit cu dumneavoastră, spune că noi să ne încercăm să facem curățenie în pod, acolo să reparăm singuri din banii noștri, să strângem și să ne hotărăm problema. Poate și bine că a spus că a plouat așa de tare și ați fost inundat și strânge toți banii. Președintele Asociației Locative declară că repararea acoperișului nu ține de atribuțiile sale. Totuși va încerca să intervină pentru a soluționa problema. Primul делать крыши, уважаемые, это очень дорого на сегодня. У нас графы на ремонтные работы в квитанциях не начисляются так, как их нет. Это возможности нет, но участвовать должны все с первого этажа по девятый. Должны участвовать в ремонте крыши и подвала. Pentru azi și mâine la Bălți, meteorologii au anunțat ploi moderate.